Compania aeriană Wizer a închis astăzi baza din Bacău și va reloca o mare parte din capacitate către alte rute cu o cerere mai ridicată. Air va continua să opereze o serie de rute din Bacău, incluzând rutele către Londra, Luton și Milano, Malpensa. Angajaților afectați de la baza din Bacău le vor fi oferite oportunități în alte zone ale rețelei Air. Compania aeriană va continua să zboare de la șapte baze în România, operând peste 60.000 de zboruri pe lună către 22 de țări.